Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din Minecraft. Am rămas foarte, foarte surprins pentru că la primul episod s-au strâns 53 de like-uri și da, nu sunt multe, dar nu este niciun dislike. Și asta înseamnă că voi cei care v-ați uitat și ați văzut că sunt începător și nu știu multe lucruri despre Minecraft și nu știu, m-am bucurat foarte, foarte mult să văd că ați dat like și nu ați dat dislike, pentru că na, a fost un episod, nu am făcut mare lucru în el, pentru că dacă nu știu, și chiar am fost foarte surprins și pentru că m-ați ajutat. Deci mi-a spus în comentarii tot fel de lucruri ce pot să fac eu prin joc, cum să craftuiesc și astea și nu știu, lucrul ăsta a rămas mască, cum se zice. Deci nu știu, nu mă așteptam. Mă așteptam să plouă cu dislike-uri. Da, nu știu, chiar mă bucur foarte mult că apreciați munca mea și apreciați ce fac eu. Și știți foarte bine că ce fac eu fac pentru voi. Bun. Da, și încă un lucru, nu mă vedeți cu facecam-ul, pentru că vreau să vă întreb, că știu că multă lume se uită la Minecraft și am mai multe vizualizări la Minecraft, la Raft, la astea și în aceste joculețe pot să vorbesc eu cu voi așa. Și vreau să vă zic, să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să mă vedeți cu facecam în jocuri sau nu. Dacă o să strângem mai multe voturi că nu, să fac fără facecam, o să fac fără facecam la jocuri din astea, o să fac cu facecam doar la jocurile horror. Deci, în afară de astea horror, nu o să mai fac cu facecam. Dar acum depinde de voi ce îmi spuneți și voi. Vreau să știu părerea voastră despre acest lucru. Din cauza asta am făcut acest episod cu fără facecam și primul episod l-am făcut cu facecam. Și acum voi să-mi spuneți cum să procedez eu, cum vă place mai mult. Eu zic că e bine și fără facecam pentru că nu se pierde din joc. Da, na, la ăsta n-are ce se pierde, dar cum credeți și voi? Deci vreau să vă întreb pe voi dacă e bine cu facecam sau fără. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru like-urile lăsate la primul episod și că n-a fost niciun dislike. Deci, nu știu, am rămas foarte surprins. Bun, și acum hai să ne jucăm că acum mai învăț așa cât de cât așa să mai craftez niște lucruri. Acum eu sper să mă descurc, nu știu. Și am găsit locul ăsta aici. E un loc foarte mișto pentru o casă. Deci chiar e foarte mișto. Da. Deci chiar îmi place foarte, foarte mult sunetul pe care îl scoate când fac aici. Ia uziți. Pa. Și după aia face poc. Îmi place la nebunie. Bun, hai să vedem. O zonă foarte, foarte bună pentru casă aici. Serios? Pot să sparg asta? Da, pot să sparg, dar merge foarte greu. Bun, hai să vedem. Dacă pot să... stai, nu vreau să-l arunc. Ok, ăla. Înțeles? Ia, te poți să țin și ăla așa și cu mâna. Băi, mă lași. Hai, ce tare. Pum, și l-am luat la loc. Ha. Bun. Hai să vedem. Bun. Dar nu-mi face nimic ăsta. What the fuck? Dar de ce nu face nimic ăsta? Nu înțeleg. Holy shit. Iute. Ok. Gata. Acum m-am descurcat. Oh my god. Am descoperit America. Bun, deci nu trebuie să pun multe din astea. Am înțeles. Bun, am învățat și eu ceva, frate. Holy shit, ce bucuros sunt. Mă lași la fix, am avut astea. Incredibil. Bun, și acum să pun astea, ok. Bun, gata. Bun, am făcut un băț. Ăsta îmi trebuie. Pac. Bun. Bun, am făcut și un de-asta. Este. Am reușit. Super. Fericire maximă. Bun, stai că trebuie să mai fac bățiu. Uite. Bun, hai să vedem. Pac. Unde să pun eu asta? O pun aici.
Băi, aici. Sparge aia și pune aici. Perfect, ia să vedem. Bă, pot să o dărâm, frate? Stai, mamă, altă problemă, acum nu știu să intru în asta, fraților. A, gata, uite, frate, că am intrat. Eram în ea, dar nu știam. bun. Hai să vedem. Deci acum pot să craftuiesc, ia să vedem. Bun, cu două de-astea fac unde la ok. Ce am făcut, frate? Am făcut ok. Este! Am reușit să fac și unde asta. Holy shit. Uite bă. Alea le-am dat pe jos. Asta nu trebuie să se întâmple. Bun! Am făcut și un târnăcop. Ura! Am făcut târnăcop. Mamă, ce fericit sunt. Am reușit să craftuiesc și eu ceva. Spar și mai repede acum. Bă, hai să vedem dacă pot să fac piatră. Nu coa. Ia uite bă că asta nu ține mult. Știi să am grijă. Dar asta nu cred că e piatră. Stai să vedem. Bloc. Hai dacă pot să craftez ceva cu asta. Fac și o probe. Nu pot să fac nimic. A, ba, da, uite, bă, am făcut un de-asta. Mă, mă lași. Așa nu iese nimic, a? Doar așa mi-a ieșit un de-asta. Băi, tată, mă lași. Mișto ăsta, frate. Îmi place. Îmi place despre ăsta. Uite ce am făcut, mânca. Gard mânca, v-aș gura voastră. Eu n-am știut mânca. Am făcut gard, bă, frate, bă. Bă, chiar că zici că am descoperit America, bă, fraților, bă. Băi, începe să-mi placă jocul ăsta, frate. Dacă pot să construiesc așa. Băi, ce-mi place, bă, gata, teritoriul ăsta trebuie să-l fac, e al meu. Dă-mi ăsta, bă, dă-mă, târcopul, bă. Prejumesc aici cu gard ăsta, nu știu ce naiba e el. Ciupercă. Nu coa. Ei nu coa, ia uite ce de-astea am pe aici. Auleu, un câine. What the fuck? Uite bă câine bă. Cățelul, ce faci bă tată? Ia vină mă coatul la tata. Auleu, ce uigi roșii are frate, ăsta e de la zombie. Auleu, ce... Auleu, ăsta e pus pe mine rău. Bă, cățeluș, n-am nimic cu tine, dar trebuie să supraviețuiesc, frate. Ce mi-ai dat? What the fuck, nu mi-ai dat nimic. Cred că nu trebuie să te omor. Nu mai contează acum. A, să fac și eu aici, că uite, am învățat și eu niște lucruri pe aici, să crăftești și eu. Păi să vezi ce îmi fac eu pe aici. Și vreau să-mi spuneți voi în comentarii cu Skywars-ul, cum trebuie să intru pe anumite servere. Și dacă da, lăsați-mi voi ce servere să intru. Ca să joc. Și pe dalea premium și astea, că eu am jocul original. Cumpărat. Și să-mi lăsați. Că o să joc, o să intru. Am un server eu acum în joc. Aș putea să intru. Dar vreau să joc Skywars la noi aici, în Românica aici. Nu știu cum. De ăștia de pe la noi. Adică cu voi, cu români de-ai noștri. Vreau să zic. Bun, deci asta nu ține mult. Am înțeles. Deci o să trească să mai craftuiesc de-asta. Asta e un pic să-mi marchez teritoriul aici. Ce este treaba așa? Marcăm teritoriul ăștia, să mă duc să mai crăftuiesc, să pun aici în asta. Pac! Vino cu a. Stai un pic că nu e bine. Bun. Perfect. Vino cu a. Vino cu a. Perfect. Băi, dar nu mai știu să mai mănânc, frate. Nu mai știu să mai mănânc. Se mai întâmplă.
Bun. Marcăm teritoriul aici. Mamă, se face noapte, frate. A ce mi-o trebuie mie? Trebuie să mă mai uit pe YouTube să văd ce-mi trebuie mie pentru lumină, că-mi trebuie și lumină mie. Hai să fac asta până se duce. Gata. Bun. Să vedem. Nu văd și eu pe aici. Tu ce-mi dai, mă, dacă pun de-astea? Mi-ai dat nimic. Nimic, bă, frate, mă lași. Te-mi dă un de-asta. Și ăsta ce, frate? Să probez și eu să mă uit pe aici. Toate trebuie că am reușit să mănânc în primul episod, acum nu mai știu să mai mănânc. Aș avea ciuperca aia în mână acolo, da. Tot o arunc pe jos. Mamă, chiar nu știu ce e asta, frate. Credeți-mă că nu știu ce e asta. Tai aici că te-am făcut degeaba. Că nu știu ce ești și n-am. Hai să pun o să vedem. Aia, ăsta da. Ăsta da, trebuie să fac o grămadă de astea. Bun. Să mai pun de-asta. Bă! Ha, și se distruge foarte greu ăsta, frate. Bă, ce greșeală imensă am făcut și eu. Nu știu dacă pot să-l distrug, frate, cu mâna așa. Hai că l-am distrus. Dar nu mai am. Bă, ciuperca nu e dăpus. Ciuperca asta trebuie să o mâncăm. Halimos. Dar noi nu știm să halimos. Că suntem și noi la început și nu știm să halimos noi acum. Să fii tu al naibii dacă știu cum trebuie să mănânc. Bun, marcăm aici teritoriul, frate. Ia dă-mă, mă, că astea de aici, mă, că astea nu trebuie să stea pe la mine, băi. Sid, 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 perfect. Bagă-mă aici. Că eu am nevoie de ăsta. M-ai înțeles tu pe mine? Și mai bagă. Asta e acolo. Că am nevoie de ăsta. Zombălăi! Zombălăi și trongălăi! Păi trebuie să mai strâng lemn, frate, ca să-mi iau un pat. Bă, dar de ce e lumina asta aici, frate? Oooo, avem lavă! Avem lavă, dar aia e lumină pe aici. Băuleu, este de la de explodează, frate! Ia uite-l, bă, frate, și m-a luat, bă, frate! Uite ce-a făcut ăsta pe aici! Dar e bun, că uite, mi-a strâns și mie, dar ce mi-a strâns? Pământ! Ce să fac cu pământ, mă? Pământ mi-ai strâns! Fii rai tu să fii. Aoleu, zombălăi, 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 fugi, 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 fugi. Ia asta, nu știu ce naiba, e un băț bun, de ce le e băț, ca să știu dacă încolo. Ciupercă luăm, dar nu știm să mâncăm. Să mi-au dat astea. Bun, bă, ceva roșu acolo. O ciupercă. Zombălăiu, vine după mine, zombălău. Nu vrea să mă lase. Hai că ești chiar... Ia du-te tu în lavă, mă. Uite, bă, ce viață mi-a luat, bă! Aoleu, a venit și de la de trage cu săgeți, frate. Păule, m-a luat, m-a făcut varză. Firați voi de nenorociți, de nenorociți, care sunteți voi niște nenorociți. De... Aoleu, am pierdut alea, nu mai știu să mă mai întorc.
Nu se poate așa ceva. Pe acolo e. Băi, frate, mă, lași, am pierdut toate alea mele. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu se poate așa ceva, frate. Trebuie să mă uit, că știu că mi-a spus voi cum să dau să fie mai ușor. Și trebuie să fac și un pat. Du-te, zombăluile, că tu și cu ăla, cu arcașul ăla m-ați omorât. Acum eu nu mai știu să mă mai duc acolo unde trebuia. Unde îmi făcusem eu casă. Dar cred că știu pe aici era. Gata, știu. Ia uitați-vă, fraților, bă, ia uitați-vă ce ne simțiți, bă, frate, bă, ce mă omoară, bă, ne simțiți, bă. Bă, ce ne simțiți. Bun, gata. Ia uite, bă, frate, bă, zombolul, știi ăla, mă, un polițist, ce naiba e fratele meu ăla? Trandafirul roșu. Uliu, ce dă de ăștia aici, frate? M-a omorât iară. M-a omorât iară, fraților. I am dead. Dead, 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 dead. Băi, trebuie să-mi fac o sabie. Trebuie să fac o sabie, frate. Bă, mănâncă, mă, știu ceva, dar cum naiba să mâncăm, mă, frate? Să mai aud astea. Ce să iau, frate, că dacă n-am târnăcoapte... Bă, și focusem două târnăcoapce, târnăcoapce! Târnăcoape de-alea, frate, și degeaba că mi le-a distrus ăștia. Nu se poate, munca mea! Munca mea! A, mă, faceți-vă, mă, pe plac! Omorâți-mă! Mă faceți aici să plâng! Păi m-a luat scheletronul, firar, scheletronul mamii lui, de scheletron. Da. Deci trebuie să fac acolo, să-mi construiesc acolo calmea. Și trebuie să mă mai informez eu puțin cu viața, cu astea, să știu să mănânc, nu știu să mănânc. și să văd cum mai construiesc pe aici și... Bă, mă, lași! Și cum să scap de ăștia? Deci trebuie să mă uit serios în ce mi-a spus voi ca să fac. Să nu mai atace ăștia, frate, că ăștia... Păi, tăi, nu fac nimic, frate. Trebuie să învăț să fac un pat, un alea. Oricum, e bine că ați văzut că... Acum știu cât de cât să crăftuiești astea. Trebuie să scap de ăștia. Da, oricum, în curând văd că vine soarele și dacă vine soarele, bine, că ăștia o să dispară altul acolo, frate. Ăla deja, ia uite cum mă pune, uite așa, ăla mă ia direct. Băi, frate, băi, fratele meu, ce aveți, bă, cu mine, bă? Mamă, explodează și tu. Și ce ai făcut? Nu mai pământ. Am scăpat, frate. Am scăpat pe naiba. Zombălău, mă aleargă. Deci de ăsta am fugit, tot de ăsta dau aici, frate. E incredibil. Ha, mă, uite, vine soarele, n-ai. Tu trebuie să mori acum. Oleu, ele explodează! Bă, frate, ce explodează asta, frate? A, iau și-o ce să iau, pământ, ce să fac cu pământul, frate? N-am încercat să-l craftuiesc, poate cine știe. Așa, mă, hai, explodează lângă zombie ăla. Bun, a luat foc, gata, de la soare, zombălău. Hai, mă, ca să hai, mă, explodează așa. Bă, frate, mă, nu l-a omorât. Gata, am murit. Bun. În sfârșit am scăpat șudei, frate. Bă, dar pot să fac ceva din pământul ăsta? Nimic. Nimic nu pot să fac din pământ. Ok. Lem. Deci trebuie să mă apuc aici să-mi fac un garduleț aici frumos. Trebuie să pun niște pământ să pot să distrug astea.
Asta poate să rămân așa de... să fie umbră la mine aici. Deci chiar îmi place Minecraft. Bun. Oricum, dacă o să văd că vă place și mai vreți episoade cu joculețul, cu siguranță o să mă informez mai mult. Și o să... Băi frate, dar... Problema e că mi-au dispărut alea de aici, deci dacă mă omoară, dispar alea de aici. Pentru că eu aveam multe din astea făcute. Bun. De ce nu pot să fac așa? A, ba, da, pot să fac. Păi de ce nu fac, frate, așa? Dacă sunt începător, da-aia. Bun. Perfect. Stai un pic că eu trebuie să fac băț. Bun. Pac. Din nou cu-a. Băi, nu le arunca. Ce ai făcut? Bun. Hai să mă niște de asta. De explodase la, uite aici, piatra asta, pot să spar piatra asta? A, pot să spar piatra, frate, cu asta. A, altceva, frate. Aș putea să-mi fac o casă aici, ca o grotă. Sub pământ, așa. E o idee bună asta. Nu știu cum se face pat. Știu că mi-a spus voi, dar nu mai știu. Că m-am uitat atunci în comentarii, acum mai am început, nu mă gândeam că o să fac astăzi episodul. Și nu mai m-am uitat. Ce ai făcut, păianjule? Lasă-mă în pace. N-am timp de tine. Bun. Hai mă, altceva mă, că știu și acum, mă, știu și acum, mă. Altceva, frate. O, ce repede sparge asta. Mamă, de asta sparge greu. Deci n-ai fiecare pentru ce trebuie. Dar nu știu ce am luat eu pământul ăla, că n-am nevedel. Bun. Perfect. Să fac cu o poartă aici. Uleu, ce-am făcut și-o, frate, că e vine chiar în ăsta aici. N-a nimic că fac așa. Bun, și acum nu mai am. Bun, închid aici frumos, frate. Îmi fac calme aici, asta e poarta aici. Ce am, frate? Trebuie să iau niște lemn. Nu prea merge cu asta. Mai bine așa. Trebuie să mă uit eu să văd cum se craftește și o armă, sau poate spuneți voi în comentarii, că să fac o sabie din aia. Probabil între altceva pentru aia. Deci nu știu patul, eu aș vrea să fac un pat, dar nu știu cum. Trebuie să mă uit prin comentariile voastre.
Bun, fac din astea, ok. Hai să mă uit pe aici să vedem și să învăț. Dacă fac așa ceva nu e nimic, nici așa. Deci așa nimic nu-ți dă. Ok. Ok, hai să vedem ce e asta. Hai că eu să văd ce e asta. Bun. Bun, asta îmi place. Pentru că pot să fac așa și să fac așa. Bun. Bă, nu așa. Bun, perfect. Ia să-mi pot să sparg așa și să fac așa. Pă, super. O să-mi fac aici. Wow, o să-mi fac. O să-mi fac, da. Hai că încep să învăț și v-am zis, o să mă uit eu și prin comentariile voastre și să craftez și un pat și astea, să încep aici o căsuță și nu știu. Și v-am zis, să-mi zice și din astea servere pentru Skyward să joc și acolo. Bun, prieteni, deci cam asta a fost tot din acest episod, sper că v-a plăcut, cu toate că sunt la început, sunt începător în jocul ăsta și nu știu multe lucruri, dar eu sper să vă placă. Încă o dată vă mulțumesc pentru like-urile lăsate la primul episod și că nu ați dat niciun dislike și nu știu, am rămas foarte surprins. Și vreau să lăsați și în comentarii dacă vreți să fac cu facecam sau fără facecam. Bun, ne revedem, dacă depinde de voi. Ne auzim în următorul episod din Minecraft. Pa, pa!